G2A, scufundă-te într-un ocean de reduceri. Caută mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de Subnautica. Măi, fraților, nu știu cum să vă spun, dar eu m-am luat foarte tare cu Ars Survival-ul ăsta și am cam uitat de seria de Subnautica. Mă rog, voi mă știți pe mine că eu am tendința să înregistrez oarecum episoadele foarte mult în avans. Și la un moment dat era ceva și nu, îmi scapă ceva. Cred că am uitat ceva și stau și mă gândesc, mă, ce se întâmplă? Stai așa, da, și din cauza asta o să apară și cu întârziere episodul ăsta, îmi cer scuze. Trebuie să facem rost de, cred că 5 dinți de stalker. Nu, cred că m-a ajutat cu ceva faptul că l-am scanat pe ăla, dar mă rog să zicem. Ce își vrea aici? Sare, văd două depozite de sare. Are rost să iau sarea asta. Hai să luăm sarea asta. Stau foarte prost cu... De fapt, nu știu cum să explic treaba asta. Aș vrea foarte tare să existe o posibilitate de a-ți reîncărca diferite aparaturi și chestii de genul ăsta fără să bagi bateria. Adică să existe un dispozitiv cumva în care să pot să-mi bag Singlide-ul, spre exemplu, și să îl încarce. Pentru că eu am alea de pus în picioare, care mereu uit cum se cheamă, care cumva îmi reîncarcă toate cele, numai că nu sunt suficient de puternice ca să reîncarce și Siglide-ul și ce mai am eu prin inventar. Și nu fac față. Am un stalker pe aici, nu? Taman, acum ne-am găsit să nu mai găsim stalkeri? Nu te cred. Se poate posibil. Cred că până găsim noi stalkeri, găsim sand sharks. Este? Uite încă o bucățică de sare. Ia uite, sand shark, exact ce ziceam. Aoleo, stai așa că nu vreau să am de-a face cu de-astea. Ce se pune el cu mine? Întrebare, eu pot să te distrug complet? Serios? Ai venit până aici sus la mine? Dude. Ce ești, mă? Pirania vieții. Ok, măi, eu știu că ar trebui să găsim pe aici un stalker. Da. Hai, ușurel. Aoleu, nu mai avem aer. Of course că nu mai avem aer. Că de ce am avea aer? Hai că am găsit aici. Știam eu că mai e undeva în zona asta, domnule. Hai să începem ca... Nu știu. Ca nărogii, ca guștirii. Să căutăm pe fundul apei. Eu am în inventarul meu vreo 4 sau 5 pipări. Deci... Aș spera din tot sufletul. Uite pipăr. Nu vrei pipăr? E mai bine decât să mă omori, este? I-am dat un piper. Deci trebuie neapărat să-l țin în mână. Ok. Hai, dude, să te văd. Mi-l mănânci pe ăsta? Mă, la nu mi-l am mâncat și pe ăsta. Bă, sunteți mai mulți? Sunt doi, mă, fii atent.
Păi și fraților, un colț ceva, un dinte. Nu, asta e altceva. Știți ce mă gândesc? Eu mă gândesc că poate ar fi deștept din partea. Deci nu pot să fac, nu pot să mă apuc de Cyclops până nu am dins de știucă. Asta e clar. Și mă gândesc eu acum, opa, opa. Nu-mi place de asta, asta e o lipitoare din aia dubioasă de tot. Sunt, adică îmi pun întrebarea în felul următor. Dacă eu aș reuși, spre exemplu, să fac rost de un ou de știucă și să-l pun într-un acvariu. Uite, doi! Mamă, ce noroc pe noi! Da, hai să urcăm repejor. Așa. Bă, ești nebun. Mă pune să-l scanez? Bine, mă, n-am scanează. Oare fi bine dacă facem așa? Uite asta, spre exemplu, asta ce e? Nu știe să scaneze. Încă unul. Mamă, deci dacă mai găsim doi, suntem scoși. O, mă, animalule, mă. L-am mâncat pe ăla, fii atent că l-am mâncat pe ăla. Ok, nu zic nu. Mai să mai dai? Asta ce e aici? Asta cred că e titanium. De la ce o fi picat? What? Dubios. Încă unul. Încă unul. Băi, ăștia, deci nu pot să cred că am făcut rost de dinți de... Wow. Cât am făcut până acum? 4. Mai avem nevoie de o bucată. Hai, o bucată. O bucată. Unde e? Pe aici trebuie să fie, este? S-au catâmpit-o cu peștele de frică să nu vină ea să mă mănânce. Ia să scot eu ăsta, să ne mișcăm un pic mai repejor. Deși văd eu că mișcându-mă mai repede se... am probleme cu frame rate-ul. Da, ce să-i faci acum? Asta e sare. Mamă, și parcă-l vezi acum. Bă, Skype, la minutul nu știu care, undeva în colțul... Cu colțul ochiului, puteai vedea, bă. Bine, mă, mă bucur pentru voi că cu colțul ochiului. Iar văzi o bucată de sare acolo. Așa. Trebuie să ne ieșim de asta un pic. Și gata, nu mai am pești. Aia, dar du-te-n puii mei. Mă distrează foarte tare zgomotul pe care îl face omul meu când este atacat. Zici că... Jesus. Apocalipsă ceva. Ia uite, frate, nu găsesc ultimul dinte, ești nebun? Fraților, l-am văzut pe ultimul, dar nu știu... Sunt trei în puii mei aici și nu mă lasă să ajung la el. N-am văzut așa ceva. Hai mă, așa. Cât de departe suntem de... Bineînțeles că ne-am apropiat de Aurora, că doar de... Unde e, mă? Aici, uite-l, vedeți? Atât, fugi. Așa, bun. Bun, am făcut rost pe parcurs și de o grămadă de coarță, o grămadă, vorba vine. Deci în momentul de față ar trebui să oarecum să fim ok din punct de vedere al materialelor, cât de cât. Ușor. Inventory full, nu? Serios? Mai am 3 spoturi, dude, ce Dumnezeului. Dar nu suficient pentru... Gata, domnule. Hai să stingem back-ul.
Stai că m-am pierdut pe aici, nu mai știu pe unde sunt. Așa. Welcome aboard, Captain. Așa, hai să îl băgăm pe ăsta, așa, și să ne uităm aici. Deci eu am 5 ligonuri de plastil, 2 frumusețe dintre alea. Așa, 2 secunde să eliberăm un picuț de tot numai inventarul. Hai să mâncăm pe ăsta, că n-am chef acum să stau după ele. Creature egg. Ăsta nu știu, sincer, nu știu ce să... N-aș vrea să-l arunc acolo cu restul. Aici ce am mai pus, mă? Ah, ok. Hai să-l lăsăm momentan pe ăsta aici. Că nu știu. Nu. Așa, deci ce aveam nevoie? Magnesium, nu, e... Ăsta, Saber, așa, Enamel Glass, parcă 5 bucăți, eu așa țin minte. Ia să vedem noi aici. Deci Cyclops, Enamel Glass, 5 bucăți și Advanced Wiring Kit. Ok. Bun, deci am nevoie de sticlă, ceea ce înseamnă că am nevoie 1, 2, 3, 4, 5, ok, să vedem dacă avem suficientă energie, 2, Am dezactivat. Am scos fabricatorul ăla de apă și toate cele. Submersible, am zis, no, possible. Ok. Bun, deci asta a fost ultima și acum am nevoie de un advanced wiring kit, care înseamnă 2 plus un computer chip. Computer table coral, silver ore, quartz. Quartz, silver, sincer, nu cred că am. Ba da, uite că am unul. Aur mi se pare că am aici sus, ori 2. Parcă ori 2 a zis, nu? Și table coral, care... Table coral... Aproape că nu mai avem pe aici, pe lângă noi. Vino mă înapoi mai. Așa. Deci vreau un computer chip, te rog. Așa, și un advanced wiring kit. Așa, domnilor, și cred că avem noi absolut toate materialele necesare pentru un... Ta-na-na-na. Și numai bine că acum e și... Hai. Hai măi, climb. Așa, mersi. Pam. Ia uite-l. Mâncă-l-ar tata. Dita mai Cyclops-ul, fraților. Dita mai Cyclops-ul. Tic-tic. Oh my god, fii atent că n-are loc aici. Deci nu pot să cred că n-are loc. Borș Cyclops. Oh my god. Deci pur și simplu stă într-o rână, că n-are loc. Welcome aboard, Captain. All systems online. Welcome aboard, Captain. Foarte tare. Și aici, uite, avem... Foarte, foarte tare, domnule. Păi aici, pe așa... Camera motoarelui. Ai, cât de epic! Power cell. Foarte tare și eu acum mi-au cam minte că aici, uite, aici putem să punem upgrade-uri.
Tic, frumos, frumos, frumos. Și aici putem să venim cu Simosul. Ha, 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 ha. Și avem spațiu suficient ca să ne punem și noi câteva răftulețe pe aici și toate alea. Internal light. Așa, să stingem becurile și să aprindem becurile exterioare. Acum s-a prins. Și acum le-am stins. Ah! Și putem să le colorăm. Ce nume să-i dăm? Ce nume să-i dăm? Nu, stai, păi și cum? Deci cu e așa, păi și cum accesez, dude? Dacă fac click normal, mă scoate de la așa, dacă apăs E așa, și cum interacționez cu prostia aia acolo? Nu se știe. Pot să-l întorc? Oh my god, cât de mare e, frate! Cât de imens poate să fie, cât de huge poate să fie. Hello? Cu shift cobor. Ok, în adâncime. Oh my god. Hai să mergem să vedem la Leviathanul. Dacă acum putem să mergem să-l vedem. Stai un pic să aprim becurile exterioare. Așa. În direcția asta, general, corect. Ia, hai. Unii ești mai friend. Hopa, 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 ușurel, ușurel, ușurel. Cum accesez, mă, ăsta? Trebuie să-mi văd cumva cum accesez respectiva prostie. Unii mă Leviathanul ăla, vreau să-l văd. Că acum cu Cyclops-ul pot să mă duc la el, să mă bag în seamă. Uite-l! Uite-l aici jos! Du-te, mă! Oh my god! Hai că te-am văzut, fraiere! Opa, ușurel, ușurel! Mă, cât de imens poate să fie! Băi, dar nu serios acum, vreau neapărat să văd cum accesez camerele alea exterioare. PDA deconstruct cu taboare. Ok, hai să le resetăm. Hai să le resetăm și să vedem că cu resetul sigur o să meargă. A, da, era click normal, of course că era click normal. Asta ce camere, mâncați? Trebuie să fie una... Așa, 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 asta e de deasupra. E, ok, și acum cum ies din camere? Cu E, ok. Bineînțeles că shift-ul nu mai e că să meargă în jos. Mor. Ce e, mă, să mergi în jos, omul lui Dumnezeu? Deci așa, holster, tape, move up, move down. C, în puii mei, C. Ca la... Pop, ușor. Mamă, să-mi vină la acum în față, să mă pierd pe aici, să nu mai știu de capul meu. Așa, asta e partea asta, bun. Mai coborăm un pic. Unde ești, frățică? Te-am văzut pe aici la un moment dat. După aia m-am luat prostiile astea și am... Te-am pierdut. Ok, am găsit fundul.
Am văzut ceva acolo? O umbră? Nu. Unde ești, mă, animalule? Nu, aia sunt sand sharks, n-am eu de-a face cu ei. Bă, mă jur că l-am văzut numai pe aici, undeva. Hai că nu vreau să mă duc prea în adâncime, că mă duc degeaba. Asta e un munte. Întrebare, eu pot să controlez... submarinul dacă sunt aici? Da, mă, ești nebun, pot să-l controlez în felul ăsta. Cât de tare! Biomul nou! OMG! Fraților, să știți că am pierdut noțiunea timpului, dar cred că luăm o mică pauză aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, dacă ați stat alături de noi până acum, un mic like, un comment, un share, ajută foarte mult, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Jesus, nu se vede nimic. Vreau să văd și eu Leviathanul, dar văd că nu... Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!